Ne aflăm astăzi aici cu președintele Federației Române de Tenis, George Cosac. Este o onoare pentru noi și ne bucurăm să vă vedem. Ce faceți? Cum sunteți? Mulțumesc bine! Suntem veniți cu reprezentanții Federației Internaționale. Așa se obișnuiește ca înaintea unei întâlniri importante de tenis. Aici, dacă fac un parinte, să fac o paranteză, este vorba de Billie Jean King Cup, fosta Cupa Federației, ce va avea loc în perioada 11-12 noiembrie între reprezentativele feminine, pentru cine nu știe, ale României și Ungariei. Cum vă simțiți în Oradea, văd de că ați ajuns într-o perioadă scurtă de timp? Oradea, în primul rând, mi-am dorit foarte mult să vin aici. Am avut informații că se va construi, vorbesc de ani în urmă, se va construi o sală, îmi doream foarte mult să mai schimbăm locurile. Deja Clujul a devenit capitala tenisului prin infrastructura ce au, o sală extraordinară. Și așteptam să mergem și în alte părți, pentru că în momentul în care am devenit președinte, am zis că voi duce echipele reprezentative să joace în mai toate localitățile, să promovăm tenisul. Și am fost la Constanța, am fost la Piatra Neamț, am fost la Arad, am fost la Sibiu, am fost la Cluj, deci am fost în multe zone, urma Oradea. Sigur că Oradea nu este aleasă întâmplător. Oradea este municipiul în care există o tradiție foarte puternică la tenis și vreau să vă spun că în perioada în care eram copil, să zic, începând cu acum 45 de ani, era una dintre cele mai importante competiții din țară. Se chema pe timpul ăla, sigur, pe timpul comuniștilor, se chema Cupa Dr. Petru Groza, dar, repet, era un adevărat campionat național. Deci avem tradiție aici, să înțeleg. Este tradiție și, sigur, în ultimii ani, Oradea a fost CSM-ul, cel puțin, a fost clubul foarte apropiat de federație, în parteneriat cu federația, a organizat o serie de competiții internaționale. Și, nu știu dacă cunoașteți, dar de săptămâna trecută, noua campioană la juniori până în 18 ani, deci under 18, da. Este echipa CSM Oradea. Noi suntem foarte mândri de rezultatele pe care reușim să le obținem și ne bucurăm de această colaborare. Voi ați fost astăzi aici pentru a face un tur al sălii. Ce părere aveți până acum de această sală nouă? Da, am făcut un tur prin interior, am intrat în fiecare cameră. Federația Internațională este extrem de pretențioasă și riguroasă în ceea ce privește dependințele și, sigur, și sala. Până acum sunt extrem de încântați. Chiar îmi spuneau că nici în Marea Britanie nu au săli de nivelul acesta și aici se refereau la o capacitate între 4 și 8.000. Pentru că asta ar fi, practic, capacitatea ideală pentru o competiție sportivă pe care o poți umple tot timpul. Sigur că ei au sala aceea renumită O2, care poate găzdui peste 20.000 de spectatori. Sigur că au numeroase stadioane, ca și infrastructură, nu se poate problema, dar, repet, a fost extrem de încântat când a văzut-o și este convins că cu toții vom face tot ce depinde de noi să fie un super eveniment. Sperăm să fie așa și cu siguranță va fi. De ce crezi că Federația a luat această decizie de a organiza Billie Jean King Cup la Oradea și vi s-a părut atractiv la această locație? Deci, în primul rând, așa cum v-am spus, Oradea merită această competiție. Oradea trebuie să devină una dintre principalele competitoare în lupta cu Clujul și, sigur, cu Bucureștiul, dar Bucureștiul rămâne mult în urmă acum ca și infrastructură indoor. Orașul s-a dezvoltat foarte mult, tenisul este foarte dezvoltat, oamenii sunt iubitori de tenis, iubitori de sport și este normal să mergem să jucăm în mai multe zone din țară. Ce considerați că oferă acest eveniment publicului oradean și de ce ar trebui să vină într-un număr cât mai mare? În primul rând, este prima dată când are loc în Oradea o astfel de competiție, în sensul că echipa națională de fete vine să joace aici. În al doilea rând, România și, indiferent de disciplina sportivă, are obligația, dacă putem spune așa, să organizeze cât mai multe competiții internaționale. Organizând competiții internaționale,
părinții și copiii participă la aceste competiții, sigur că pot deschide apetitul ca copiii să vină să facă sport mai departe și de ce nu să obțină și performanțe. În astfel de competiții își pot regăsi idolii, își pot vedea modelul ce vor să-l urmeze în viață și, sigur, este un eveniment care, cu siguranță, va conecta majoritatea indivizilor sau majoritatea populației, noi indivizilor. Cu siguranță ne bucurăm foarte mult să avem parte de un eveniment de o amploare atât de mare și cu siguranță va avea un impact asupra acestor tineri care pot să vadă cel mai înalt nivel de sport. Ultima mea întrebare este care este agenda sau ce lucruri mai puteți spune despre agenda Federației Române de Tenis în anul 2022, anul 2023? În primul rând, vom avea alegeri pentru stabilirea noului președinte. Întrucât mandatul domnului Țiriac a fost întrerupt și a dat demisia, deci până anul viitor, când vor fi iarăși alegeri, vom avea alegeri pentru președinte. În al doilea rând, sigur că pregătim un calendar competițional pentru 2023. Încercăm să atragem cât mai multe competiții în România, dar sigur că aceste competiții trebuie să făcute în parteneriate, avem nevoie de autorități locale, avem nevoie de sponsori. De fapt, orice disciplină sportivă fără autorități locale și fără sponsor nu poate trăi. Dar, după cum bine știți și din analizele făcute de profesioniști, ca și vizibilitate, ca și notorietate, tenisul este după fotbal. Sigur că am avut și șansa unor performanțe de excepție. Am avut în ultimii 7-8 ani campioni mondiali, ca să zic, să înțeleagă toată lumea la tenis, de fapt, e numărul 1 WTA Simona. Am avut pe Horia Tecău câștigător de Wimbledon, de US Open și de turneul campionilor. Sigur, Simona și ea câștigătoare de Grand Slam-uri. Am avut Tecău și Mergea câștigători ai medaliei de argint la Jocurile Olimpice de la Rio. Și sigur, în spate sunt foarte mulți copii care pot performa și care să străduiesc să obțină performanțe. Comisia de competiții se străduiește să facă un calendar competițional cât mai bun. În această perioadă, noi parteneri, că sunt autorități locale sau județene, astfel încât să putem organiza aceste competiții în România. De ce în România? Pentru că părinții și copiii investesc foarte mult în tenis din propriul buzunar și organizând aceste competiții, în primul rând, sunt obișnuiți cu ritmul de aici, au bioritmul în România, în al doilea rând, nu cheltuiesc așa mulți bănuți să meargă în străinătate, să joace și așa mai departe. Sunt acasă, au posibilitatea să facă puncte ATP sau VTA, să urce în clasament și, sigur, de ce nu, să devină cât mai vizibil cu performanțe deosebite. Vă mulțumim frumos, domnule Cosac, știm că aveți un calendar încărcat și vă mulțumim foarte mult că ați venit aici și v-ați rog din timpul dumneavoastră. A fost un moment frumos și sperăm că acest eveniment să aibă un impact cât mai pozitiv și oamenii să vină număr cât mai mare, deoarece nivelul este cât de ridicat posibil se poate. Și eu vă mulțumesc și pe această cale aș dori să fac o invitație tuturor iubitorilor de tenis, tuturor iubitorilor de sport, că va fi un eveniment sportiv în primul rând și funcție de rezultatul final ca și eveniment, de spectator, de comportament, de ce va scrie arbitru la final în registru, vom vedea cum vom putea organiza și alte evenimente pe viitor. Ce pot să vă spun? Că noi, Federația de Tenis, am fost între primii care am organizat o competiție de nivel foarte mare la Cluj. Am avut mână bună că după noi au venit campionatul european de basket, au venit echipele naționale de gimnastică, chiar europene de gimnastică, europene de tenis de masă, europene de gimnastică artistică, de gimnastică ritmică. Deci, iată că în momentul în care președinții de federații, organizatorii de competiții vor vedea că există interes pentru sport, indiferent de disciplină, cu siguranță vor veni. Dacă nu există interes, atunci e greu să... Este exact ca atunci când un artist intră pe scenă și recită o poezie sau joacă într-o piesă de teatru cu sala goală. Exact așa și este. Vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile cu siguranță utile care ne le-ați oferit și abia aștept să participăm la aceste evenimente. Vă mulțumesc și eu. Numai bine.